La toate domnișoarele care vin la mine la 18 ani, la 19 ani, în fine, le spun că ar fi bine să se opereze după ce au doi copii ideal, sau unul, măcar un copil. Sau majoritatea îmi spun că n-au de gând să facă în următorii 5-6 ani. Cele care n-au sunt deloc, au un complex și eu le înțeleg asta. Nu prea poate să-și facă un prieten, deci, și atunci accept să le operez. Dar dacă sânii sunt frumoși, încerc să le lămuresc că nu au nevoie și să le trimit acasă să-și facă o viață de familie, să aibă copii și pe urmă vin. Am avut situații în care mi-au mulțumit după 5-6 ani că au venit și mi-au arătat pozele cu copiii și le-am operat. Da, sânii se modifică. Oricum, sânii se modifică un pic în timpul sarcinii și alăptării. Și atunci e păcat să-ți spui proteze și după 4 luni să rămâi însărcinată.